Nimeni nu se aștepta ca după ce și-a cerut iubita în căsătorie, de îndată ce s-a întors acasă, Daniel Pavel și iubita lui Marina să pună capăt poveștilor de dragoste. Cei s-au despărțit recent, iar gazda show-ului Survivor România a fost cel care și-a anunțat prietenii virtuali că el și logodnica lui nu mai formează un cuplu. Daniel Pavel a transmis un mesaj de mulțumire tuturor urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare și nu numai. Priorități și opțiuni de viitor diferite ne-au plasat pe drumuri separate, pe Marina și pe mine, astfel încât nu mai formăm o pereche. Se întâmplă în viața noastră a tuturor care realitatea să ne pună în fața unor alegeri. Marina a fost și este pentru mine o rară vis, iar anii petrecuți împreună au fost plini de trăiri speciale, am adunat amândoi o mare de experiențe, emoții și amintiri comune care ne-au îmbogățit viața amândurora. Vă mulțumesc pentru că ați fost mereu alături de mine, tocmai de aceea am și simțit nevoia de a vă împărtăși această realitate. Vă mulțumesc de asemenea anticipat pentru discreție și înțelegere, pentru că amândoi dorim ca acest subiect atât de personal să rămână astfel, a declarat Daniel Pavel. Vestea a căzut precum o bombă asupra fanilor emisiunii Survivor România, pentru că Daniel Pavel și partenera lui de viață păreau extrem de fericiți împreună, iar nimeni nu se aștepta ca cei doi să o ia pe căi separate în viață. Imediat ce prezentatorul TV a ajuns acasă, la Viena, Daniel Pavel i-a oferit inelul de logodnă celei alături de care era convins că își va petrece restul zilelor.